În loc de ninsori și temperaturi scăzute, România are parte de avertizări de inundații. Hidrologii avertizează că în mai multe județe apele sunt așteptate să facă ravagii. A fost emis un cod galben care vizează cursuri de apă din întreaga țară. Mai multe informații despre această atenționare ne aduce George Tudorache, hidrolog de serviciu, este în direct alături de noi. Vă mulțumesc tare mult pentru acest lucru. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce date ne puteți oferi? Într-adevăr, în momentul de față avem o avertizare hidrologică emisă în data de 22 și care este valabilă până pe data de 23, adică astăzi, la ora 12. Situația s-a mai calmat. În momentul de față, într-adevăr, mai avem depășiri pe cursurile inferioare ale râurilor Tur și Crazna, dar acestea sunt în scădere, ele încă sunt peste cota de inundație, deci avem depășiri peste cota de inundație, dar sunt în scădere. Ne așteptăm cumva în perioada următoare să treacă pe cotele de atenție. Și totodată mai avem cursurile inferioare ale râurilor Tur și din Banat, precum Timiș, Bârzava, Moravița și râuri din sud, precum Jiu și Luțu, unde încă mai avem depășiri peste cota de atenție, dar la fel sunt pe scădere. Avertizarea este în vigoare până la ora 12, dar în funcție de evoluția hidrometeorologică vom reveni asupra ei cu o actualizare. Au existat probleme până în acest moment? Au avut loc inundații? Nu au fost probleme de nicio, adică probleme care să pună în pericol bunurile și persoanele, nu au fost. Pentru orele ce urmează, pentru perioada următoare, cum arată prognoza în ceea ce privește precipitațiile? Credeți că veți fi nevoiți să prelungiți această avertizare? La momentul de față așteptăm, bineînțeles, și de la colegii de la Meteo o actualizare asupra situației, dar cel mai probabil nu vom prelungi avertizarea. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru aceste informații. George Tudorache a fost hidrolog de serviciu. Sfârșitul lunii ianuarie aduce în sfârșit ninsorile mult așteptate de toți românii. Meteorologii anunță că temperaturile scad drastic în această săptămână. Sunt așteptate precipitații, dar și vânt puternic. Iarna începe să-și intre pe deplin în drepturi în această săptămână. Temperaturile scad, iar ninsorile vor cuprinde mai multe zone din țară. Astăzi, în sudul și estul României, temperaturile sunt în scădere destul de semnificativă față de cele de ieri. Astăzi, de exemplu, la București nu vom depăși 4 grade, acum înregistrând 3 grade, deci practic temperatura va bate pasul pe loc toată ziua. Meteorologii spun că de la mijlocul acestei săptămâni, termometrul va indica temperaturi scăzute în cea mai mare parte a țării. În ceea ce privește precipitațiile, până mâine ne așteptăm ca ele să apară temporar și pe arii restrânse în partea de sud-vest a teritoriului, în Banat, în Oltenia, vor fi ploi la noapte, trecător și Lapoviță și Nisoare, iar prin Muntenia, Dobrogea, aici colo vor fi câteva burnițe, iar prin Moldova de asemenea ceva burniță sau fulguieli spre mijlocul săptămânii, când vremea se va răci. Iar ninsorile sunt așteptate să cuprindă mai multe județe abia spre finalul săptămânii. Miercuri și joi revenim la un regim termic apropiat în sfârșit de normalul perioadei în toată țara, maxime 0,6 și minime între minus 8 și 2 grade și rămâne de văzut acel semnal care tot îl avem de vreo o zi, două, în sensul că după ziua de joi, joi, vineri, dacă nu și sâmbătă, să avem ceva mai multe precipitații, mai ales în partea de sud a țării, inclusiv sub formă de ninsoare, vor fi amestecate la un moment dat prin partea de sud-est, dar în rest ar trebui să fie mai ales sub formă de ninsoare.